Hei, bună și bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu la un nou filmuleț sau episod de vlog. Sper să apuc să fac clipul acesta cap-coadă, pentru că de ceva timp nu mai apuc, pentru că sunt singură cu copiii mai mereu și ei nu mă lasă. Momentan sunt în casă, unul la desene, unul se joacă, le-am pornit televizorul pentru că astăzi nu i-am lăsat absolut deloc la desene. Și acum am zis să stea puțin acolo ca să pot să filmez și eu 20 de minute liniștită, dar lucru care nu se va întâmpla cu siguranță, pentru că dacă îmi deschid ușa, se vor auzi desenele pe fundal și nu sunt acceptate de YouTube, așa că trebuie să merg la ei, să întrerup, să tai și așa mai departe. Dar despre ce este vorba în acest videoclip? Mă vedeți cu părul așa ca mama pădurii, dar este cu un scop făcut așa. Pentru că astăzi aș vrea să vă arăt cum îmi fac eu, când îmi fac odată la extraordinar de mult timp, bucle cu placa. Bucle cu placa, bucle din acelea legere, adică nu păr creț sub nicio formă și nici sarmale. Bucle ca să le poți purta și prin casă și în viața de zi cu zi, oriunde, oricând, la orice oră, la orice minut. Mi l-am mai făcut de vreo 3 ori până acum de când am placa aceasta și cam atât. Înainte mi le făceam mai des pentru că aveam părul mai lung și îmi permitea să fac treaba asta, dar acum, de când am părul scurt, mi le-am făcut, să zic așa, de 3 ori. Eu am părul pieptănat, stă ca la o vulpe, dar stă așa pentru că este făcut baie și nu este cu absolut nimic dat. Pentru că știam că o să filmez treaba asta și nu aveam nevoie să fie nici uleios, nici în niciun fel. Așa că, să nu mai lungim, eu am această placă, sau mai bine zis, așa, este de la Regminton. Mi-am cumpărat-o, de fapt Sorin mi-a cumpărat-o, mi-a luat-o cadou acum câțiva ani, nu mai țin minte când, parcă de Valentine's Day sau de ziua mea, nu mai știu mai exact când am primit-o. Am setat-o la 200 de grade, are până la 235, dar nu până la 235, că mi-ar de părul de tot. O să o setez la 200 pentru că este suficient. Aici arată. Și inițial trebuia să-mi prind părul, să-l... Ba chiar asta o să fac. Trebuia să-mi prind părul așa sus și să-l fac așa, șuvițe, șuvițe. Să știți că asta este despre. Cât de crețe vă doriți voi șuvițele, cât de groase, cât de subțiri, cât de strânse sau cât de largi. Eu vreau să fac ceva foarte larg așa și să fie foarte lejer, adică niște bucle între ghilimele, dar să fie legere, plăcute și bucle, ca să le zic așa. Să vedeți cât păr iau eu. Deci, fiind de negru, nu știu cât se vede aici. Cam atât iau. Eu am părul așa foarte, foarte pisicos, așa, nu știu cum să-l numesc, finuț. Deci, cam așa iau eu. V-am zis, puteți să vă alegeți șuvița cât de groasă sau subțire o doriți. Eu am ales așa. Și începem. Luăm placa. Punem șuvița de păr între cele două brațe. Deci, o punem așa, răsucim, așa, în așa fel încât părul să vină așa, nu știu cât se vede, dar am pus, vă mai arăt încă o dată, pun șuvița așa, se vede, și răsucesc și dau și șuvița după mine, așa, înclin, pentru că trebuie să cobor, având placa așa, trebuie să cobor pe lungimea șuviței. Nu știu cât să o țin, dar cât o țin în general, dar vă și arăt. Și las în jos, în jos mereu și țin de asta în continuu să nu mi se desfacă. Și ia uitați. Cam așa a ieșit. Eu am și desfăcut-o. Dar, ia uitați cât de frumos a ieșit. Dacă vreți să stea din prima și să fie mult mai strânsă,
o puteți ține așa în mână, o dați cu fixativ și o strângeți. Dar la mine nu e cazul pentru că eu nu plec nicăieri și nu am nevoie să stau cu părul cumva. Eu am făcut aici doar ca să vă arăt vouă cum mi le fac eu. De obicei, v-am zis, să mă dau cu fixativ, o strâng și stă mult mai strânsă. Dar acum, rămânând în casă cu copii, neplecând nicăieri, nu are rost să fac treaba asta. O luăm pe următoarea, asta e mai groasă, o să o fac mai subțirică, cam așa. Vă mai arăt pe asta, după le fac pe următoarele pe repede înainte, ca să nu vă plictisesc. Deci, ținem, punem aici șuvița, răsucim și dăm și șuvița. După, acum am pus pe partea neagră, de-aia nu se vede, dar stați puțin să pun pe partea albă de la placă ca să vă dați seama. Gata, punem șuvița, răsucim. Vedeți că este abordei, sper să nu mi-a foc părul. Așa, înclinăm și tragem în jos, dar ținem bine de șuviță. Ia uitați! Asta este nefăcută. Uitați cât de bine arată. Deci, cam așa vreau să stea. Vă las și ne vedem când termin tot părul. Deci cam așa au ieșit, atât de legere le-am făcut, eu nu am făcut în tot părul pentru că stau acasă cu copiii, doar am vrut să vă arăt cât de superbe ies făcându-le în felul acesta. Vă mulțumesc mult pentru vizionare!